Beniusef a călcat pe bec în fața lui Dorinel Munteanu și l-a determinat pe antrenor să spună că este neplăcut surprins de un asemenea comportament. După meciul cu Naționala Tunisiei, unde face parte din lot, fundașul central al Astrei și-a luat liber cu de la sine putere și nu s-a prezentat la Giurgiu, înaintea antrenamentului oficial pentru partida de sâmbătă cu CFR Cluj. De când am venit, mă îndoiesc de profesionalismul lui, adică ca jucător, nu ca om. Fiindcă să nu respecti programul echipei, să vii de la echipa națională să-ți iei liber, că vrei tu, că ești obosit. Poate îi dădeam și eu liber. Dar așa, eu știu, tratarea de sus sau, eu știu, asta mă surprinde. Nu e niciun conflict cu el, să știți. Fiindcă pentru mine echipa e importantă, nu Beniusef. Dar așa, pentru un jucător să vină într-o țară, în România, dar trebuie să mai aibă mai mult respect vis-a-vis de colegii lui, nu de mine. În asemenea condiții, jurnaliștii prezenți ieri la conferința de presă organizată de clubul Astra l-au întrebat pe antrenor dacă mai contează pe serviciile lui Iusef. Mai contează pe el? Cuvântez pentru toți jucătorii, dar încă o dată încep să mă îndoiesc așa de 3 săptămâni de profesionalismul lui, fiindcă își dorește să plece în altă parte, sau eu știu, să termine contractul. Aștept să văd o reacție de la din partea lui. La celălalt pol, atacantul Aurelian Chițu a intrat în grațiile lui Dorinel Munteanu, care l-a și adus la conferința de presă. Chițu a recunoscut că nu s-a descurcat bine cu Protasov, care îl marginaliza. Cu domnul Protasov a fost un conflict, am avut un conflict cu dânsul chiar de la început și pe urmă am intrat în disgrația lui și asta a fost să fie. Acum sper cu domnul profesor să fie mai bine și e mai bine, pentru mine mult mai bine, am mai multă încredere. Sper să continui așa și să am încredere mult mai mare în mine. Astra va juca mâine la Giurgiu în etapa cu numărul 24 și va întâlni CFR Cluj cu începere de la orele 18 pe stadionul local Marin Anastasovici.